Emisarul de la Kremlin, Dmitri Rogozin, după o vreme îndelungată de tăcere, revine cu noi atacuri la adresa Chișinăului. Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, reacționează la declarațiile purtătoarei de cuvânt al Departamentului de Stat, Jen Psaki, privind susținerea pe care o acordă Washingtonul Republicii Moldova în parcursul său european, întrebându-se unde ar trebui de fapt să se integreze Republica Moldova. Washington mută țările ca pionii. Unde este America și unde este Uniunea Europeană? Unde să se integreze Republica Moldova și ce legătură are omniprezența Psaki? A scris vicepremierul Rogozin pe contul său de Twitter, precizăm că Psaki a salutat formarea unui nou guvern al Republicii Moldova în frunte cu Kiril Gaburici și a îndemnat Chișinăul să îndeplinească prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană.